În acest weekend, polițiștii mehedințeni au continuat verificările cu privire la respectarea măsurilor impuse. S-au aplicat amenzi usturătoare cu privire la nerespectarea măsurilor de siguranță împotriva răspândirii noului coronavirus. Peste 800 de persoane au fost verificate de către oamenii legii, dar și peste 45 de societăți comerciale. Valoarea totală a amenzilor a depășit suma de 35.000 de lei. Pe fondul numărului de cazuri de COVID-19 înregistrate pentru prevenirea și combaterea infectării cu noul coronavirus, oamenii legii au intensificat în acest weekend activitățile de verificare a modului în care se respectă măsurile de siguranță impuse în această perioadă. Peste 800 de persoane au fost luate la ban mărunți în acest weekend, dar și peste 45 de societăți comerciale. În urma activităților desfășurate au fost aplicate 189 de sancțiuni contravenționale, dintre care 125 au fost pentru nerespectarea măsurilor de protecție individuală în valoare de peste 35.000 de lei. De asemenea, au fost verificate peste 40 de mijloace de transport în comun.